Atmosfera sărbătorilor de iarnă s-a instalat la Reghin, odată cu cel mai mare festival de datin și colindă din zona noastră. Spectacolul tradițional Vin Colindători a fost organizat de Primăria Reghin și instituțiile de cultură din municipiu, în frunte cu Muzeul Etnografic. Numai puțin de 15 grupuri din peste 10 localități au fost prezente. Întâlnirea s-a făcut la muzeu, de unde, colindând, s-au îndreptat spre centrul municipiului. În fața primăriei au fost întâmpinați de primarul Maria Precup, care le-a răsplătit colindă așa cum se obișnuiește. Spectacolul care a urmat la Casa de Cultură Eugen Icoară a evidențiat frumusețea sărbătorilor de iarnă. Pentru noi, oamenii din muzeu și specialiștii, este o datorie să salvăm acest repertoriu sau tezaur de viață și creștină, dar și spirituală, exprimată prin colinzi. Și nu putem să o facem decât împreună cu cei care sunt păstrătorii și purtătorii acestui tezaur minunat, colindătorii din lumea satului. Grupul de scălițele de la Școala Generală Batoș. Suntem din toate cele patru sate ale comunei Batoș, de Drad, Goreni, Batoș și Uila și astăzi o să vă încântăm cu două colinde tradiționale. Cum vi se pare ideea unui asemenea festival în care se întâlnesc toți cei din zona Reghin? Ideea este extraordinară pentru că adună la un loc oameni care colindă, care duc mai departe tradiția. Ce alte tradiții mai sunt de Crăciun în zona dumneavoastră? Păi acum tineretul, prea puțin sunt, umblă la colindat, mai și în ziua de Crăciun. În seara de Crăciun și în ziua de Crăciun. Astea s-o casă, încercăm să ne menținem așa cât se poate ca să transmitem tradiția populară, tradiția de la Poale Călimanului, prin port, prin cântec și prin tot ce este frumos la noi în sat. Au participat peste 250 de colindători din Uila, Urisiu de Sus, Dumbrava, Sân Mihaiul de Pădure, Hoda, Goreni, Morăreni, Șerbeni, Solovăstru, Dedrat, Pietrișvale, Casa de Cultură Eugen Icoară și Asociația Casa Dinainte.